Hei, salut, prieteni! Abia ce am ieșit și eu din casă, este destul de târziu, e aproape ora 3. Acum am ieșit pentru prima oară din casă pe ziua de astăzi. Vreau să mă duc până în Oșan aici lângă mine, pentru că, dacă știți, am cumpărat cheia asta pentru BMW. Este modelul de cheie care s-a folosit pe E46 și vreau să schimb cheia asta a lui, care arată așa, cu asta. Ideea e că de tăiat știu sigur că se poate tăia, dar nu știu dacă se pot programa butoanele astea. Și pentru a folosi cheia asta va trebui să cauți un logo cu BMW, pentru că din China nu a venit cu logo BMW. Mă gândeam că vine, dar nu vine. O să văd acum. Bun, am terminat. Oarecum am terminat, că n-am stat decât un minut. A zis băiatul că se poate tăia cheia, exact după cum știam, pentru că mi-am făcut și eu la celelalte BMW-uri pe care le-am avut. Dar butoanele nu știe cum și dacă se pot programa. Ideea e oricum să punem o alarmă aftermarket la BMW și atunci nu va mai fi nevoie de butoanele de pe cheie și va fi mult mai simplu, va trebui doar cheia și atât. Deocamdată băieții de la Costa de sunt foarte ocupați și n-am cum să pun chestiile pe care le-am luat din China pentru BMW să le pun pe mașină, dar o să le pun. Acum, în perioada asta sunt destul de ocupat la birou. Da, deci n-am reușit să punem nimic pe BMW. Lucrul pe care l-aștept cel mai mult este short shifter-ul, deoarece cred că va face cea mai mare diferență la cum se conduce mașina. Până una alta încerc să lucrez și la Fabia în paralel oarecum, doar mai mult mă concentrez pe Fabia în perioada asta, pentru că am niște planuri pentru ea. La meteo spuneau că o să vină iarna, dar eu sper să nu. Mă duc acum până în Decathlon, că vreau să-mi iau un tricou și eventual și niște Adidas. Diseară mă duc la prietenul meu, Alex Grecu, la spinning. El e instructor de spinning și mergem și eu și Ana la o clasă de-a lui. Oricum, eu vreau să slăbesc, Ana vrea să se tonifice și ea și atunci Alex zicea că spinning-ul e o variantă super bună. Știu că ați văzut titlul videoului de astăzi și o să vorbim despre cât a costat BMW-ul, dar să-mi termin și eu treaba, să mă duc să cumpăr un tricou și apoi o să parchez undeva ca să putem vorbi. Până atunci o să încercăm să facem un mic car vlog, că Decathlon e aici aproape lângă mine. Nu am foarte mult de mers. Foarte mișto arată cu asta aici și nu cu gaură. Manșonul ăsta e pus aici foarte bine. A, și pedalele mai trebuie să le punem, dar alea sunt destul de greu de pus pentru că m-am uitat la tutoriale și trebuiesc găurite pedalele ca să poți să pui pedalele metalice. Și e mai complicat, o să mergem într-o zi la tata că el are tot felul de scule. Sau poate reușesc la Costa de să mi le pună, nu știu, dar nu cred că stau ei de așa ceva. Măcar să-mi dea o mașină cu niște burghie mici pentru metal. De fapt, metal și plastică. Am înțeles că ambreiajul e din plastic, iar frâna e din metal. Și accelerația e tot din plastic. Uite, bă, oamenii ăștia au început să treacă pe roșu. Uite, mama asta, o doare în briș, că după ce că a început să treacă pe roșu... Destul de lungă viteza de la 3 la 4, de exemplu. Trebuie să tragi destul de mult de asta. Abia aștept să pun short shifter-ul ăla. Ce se uitau ăia din Logan la mine? Nu știu dacă mă cunoșteau sau pur și simplu așa din cauza mașinii. Au lăsat-o încet să mă vadă mai bine.
O să încheiem mini car vlogul aici și ne vedem cu discuția după ce îmi găsesc tricou. Bun, și acum că am terminat treaba, hai să vorbim. Planul meu era să filmez afară ca să vedeți și mașina, dar este mult mai fric decât mă așteptam, așa că vom filma în mașină. Dacă vreți să vedeți mașina, dacă sunteți noi pe canal și vreți să vedeți mașina, o să vă las câteva linkuri în descriere, începând cu video în care am prezentat mașina în care am cumpărat-o și continuând cu videourile în care am făcut modificările pe care le-am făcut la mașină. Vă prezint un pic. Mașina este un BMW seria 3, denumit E36 din 1996, coupe cu motor 2.8 benzină, cu interior caro de piele, electric, scaune încălzite, geamuri electrice, computer de bord, clima pe două zone, faruri cu lupă, interior de M3 negru, restul tapiseriei este un mov albăstrui, așa, atât tapiseria cât și mocheta, sistem audio Harman Kardon și cam atât, nu știu altceva ce pot să vă spun despre mașină. Eu am mai avut două cu motor de 2.0, asta este prima pe care o am cu motor 2.8, motor care este absolut senzațional, dar să trecem la calcule. Când am cumpărat mașina, am dat pe ea 2200 de euro, un preț foarte bun având în vedere motorul și având în vedere dotările. O să vorbim un pic mai încolo dacă merită sau nu merită sau de ce am luat mașina asta și nu am luat alta. Înainte de a lua mașina, aceasta a stat cam un an jumate, a stat pe loc. Nu s-a mișcat și astfel s-au deteriorat foarte tare frânele. Așa că în momentul în care am luat-o, am schimbat discuri și plăcuțe față-spate. Toată chestia asta a costat 1300 de lei. Discurile și plăcuțele sunt ATE. Pe lângă asta am mai locuit cablu pentru frâna de mână, saboții pentru frâna de mână și flanșa de la cardan. Lucru care a costat 700 de lei. Între timp am descoperit că o conductă de frână pe dedesubt era îndoită și am reparat-o. Am făcut revizia cu tot ce înseamnă filtre și ulei. Filtru de ulei, filtru de benzină, filtru de aer, filtru de aer din habitaclu, ulei, furtunele pentru frână pe față, pe puntea față, întinzătorul de la cureaua de accesorii, o soluție de curățat motorul care a fost pusă înainte de a scoate uleiul din motor, un tratament de motor care a fost pus în ulei după ce a fost schimbat uleiul, un furtun la pompa servo pentru că pierdea lichid de servo și lichid de servo. Toate astea au costat 1700 de lei. Pe lângă asta am mai primit niște jante de la cei de la Coasta de Est, jante care valorau, să zicem, în jur de 7-800 de lei, pe care le-am vopsit la Pack Racing, unde a mai costat încă 800 de lei. Deci au mai costat 1500 de lei jantele de iarnă, pentru că la vară vom lua altele. Toate chestiile astea, în afară de jante, au fost făcute ca mașina să fie în cea mai bună stare tehnică. Am făcut și un video în care vă arăt cum trage mașina de la 0 la 100 și trage absolut genial, este super, super violentă. Este o mașină mai rapidă decât foarte multe mașini de pe stradă și chiar dacă în video nu se vede că trage atât de tare, tocmai de-aia am pus un timer pe video ca să vedeți exact cât scoate mașina până la 100. Și la video l-am primit foarte multe comentarii, cum că păi are tata Astra 1.7, scoate 3.5 secunde până la 100. Genul ăla de comentarii de la oameni care nu știu ce înseamnă un timp de la 0 la 100. Habar n-au. Pentru cei ce știu, știu ce înseamnă ca o mașină să scoată sub 7 secunde până la 100. E o mașină foarte rapidă. E o mașină normală foarte rapidă, că nu este Tesla Roadster. Și noi în România avem destule Lamborghini și Ferrari-uri, încât asta e departe. Dar este o mașină foarte rapidă. Toate astea și cu tot cu acte, cu tot cu ce a mai trebuit plătit, a dus mașina asta să valoreze undeva spre 4.000 de euro în starea în care este acum. Perfect tehnic, perfect. E o mașină veche, nu o să fie niciodată perfectă. Foarte bună din punct de vedere tehnic, nu foarte bună din punct de vedere estetic. Și asta văd că deranjează pe foarte mulți și strică per total imaginea oamenilor față de această mașină. Hai să vă explic de ce am luat mașina asta. Am luat mașina asta pentru că are un motor extraordinar, foarte puternic, capabil de foarte mulți cai dacă îi este adăugat un kit de turbo, o platformă foarte bine echilibrată, cea de E36, un feeling la volan extraordinar, dar astea sunt motive pentru care am ales E36. Dar de ce am ales acest E36? Motorul foarte bun, într-o stare extraordinară. La motor n-am făcut absolut nimic decât o revizie foarte, foarte amănunțită și atât. N-am mai auzit, am auzit multe motoare de BMW de astea mai vechi mergând, n-am auzit niciunul să meargă atât de bine, de rotund și de lin ca ăsta. Deci la partea asta am avut foarte mare noroc și noroc cu băieții de la Coasta de Est că au verificat înainte să o cumpărăm. Pe lângă asta, mașina este extraordinar de bine dotată. Îi lipsesc doar câteva opțiuni, bineînțeles, care au fost puse pe E36. Vi le-am spus la început pe toate și sunt destul de rare BMW-urile astea E36 atât de dotate. Nu știu de ce oamenii ar fi preferat să iau o mașină impecabilă la tablă, care să îți iau ochii așa când te uiți la ea, dar să aibă motor de 1.6 și să n-aibă nici aer condiționat măcar. Mașina asta, în momentul în care va fi vopsită și va fi pusă la liniște toate elementele care trebuie înlocuite
pe exterior vor fi înlocuite, va valora extraordinar de mult și poate nu anul viitor, dar în câțiva ani va valora extraordinar de mult mașina asta în configurația în care este ea. Sunt de părere că exteriorul se face foarte simplu, cum am făcut Fabia pe aici pe acolo, asta pot să o dezmembrez toată, o vopsesc toată, o asamblez la loc și este o mașină absolut genial. Prefer ca mașina să meargă acum urâtă, nașpa, jalnică, cum ați mai numit-o voi, dar să știu eu ce potențial are, pentru că la primăvară sau la vară va primi și o vopsea și un eleron LTV și aripi noi și o bară față de M9 și o capotă nouă și un volan nou și atunci va fi cu totul o altă mașină și niște jante noi și suspensie, dar baza este genială. M-ați întrebat foarte mulți cât a costat mașina, sunt multe alte E36 mai ieftine. Dar dacă e să mă uit la fiecare în parte, ori îi lipsesc foarte multe, ori are un motor mic, ori ceva este în neregulă. Asta a fost și matriculată în România, am primit și fiscalul, a fost absolut tot în regulă cu actele, ne-a dat proprietarul toate cheile, n-a fost niciun fel de problemă, probleme care se întâlnesc la vânzătorii de E36. Și acum la final nu v-aș recomanda E36 ca mașină de începători, este o mașină fără aproape niciun sistem de siguranță în afară de ABS, o mașină tracțiune spate, o mașină veche care poate să ascundă foarte ușor defecte care vă pot lua prin surprindere, pe lângă faptul că e tracțiune spate, vă pot lua prin surprindere și defectele mașinii și se pot întâmpla chestii foarte multe și foarte periculoase, tocmai din simplu fapt că nu are niciun sistem de siguranță. Majoritatea care le vând cu niște cauciucuri foarte proaste, pentru că dacă avea cauciucuri bune, le vând pe alea întâi și vând după aia mașina. Și pe lângă asta, sunt șanse foarte, foarte mari ca airbag-urile din mașină să nu mai funcționeze după atâția ani. Așa că nu este o mașină de începător, dar este o mașină care se conduce extraordinar și îți dă un feeling extraordinar, feeling pe care nu-l găsești în nicio altă mașină nouă decât poate unele care costă de 100 de ori mai mult, de 50 de ori mai mult. Dacă am omis ceva, dacă vreți să mai aflați ceva despre mașină, vă aștept în secțiunea de comentarii și dacă pot să vă răspund, vă răspund cu cea mai mare plăcere. Mă duc și eu acasă acum să mă pregătesc, să vină și Ana și plecăm către spinning, dar vlogul îl voi încheia aici pentru că mi-am propus să nu mai filmez la sală sau la orice altă încercare a mea de a slăbi, deoarece le dau ocazia cunoscătorilor să răsară din pământ, să arunce cu cunoștințe în mine și de multe ori cunoscătorii nu sunt foarte cunoscători și mă enervez degeaba. Pregătesc. Abia ce am început să pregătesc un video cu transformarea mea, mi-am făcut niște poze și o să fac un video pe parcursul a 3 luni, 6 luni, depinde, cum reușesc eu să reintru în formă, pentru că am fost într-o formă foarte bună. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, pentru că vreau să fac o chestie foarte, foarte mișto, pe care în momentul în care voi începe să o fac, o voi anunța pe Insta Story-uri, dar este vorba de niște concursuri și de niște premii, așa că sigur vreți să fiți abonați. Plus că pun și eu poze din când în când, poze destul de mișto, zic eu. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac. Să dați share, să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!